Fostul adjunct al Poliției Capitalei arestat preventiv. Roberto Ababe își va petrece următoarele 30 de zile în centrul de arest pe care l-a condus până acum, fiind suspectat de trafic și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, Ababe a primit 3.000 de euro din totalul de 13.000 de euro pe care i-ar fi luat de la administratorii unui restaurant care făcea obiectul unui control chiar la petrecerea ficelor sale. În sala de judecată, comisarul șef a recunoscut doar o parte din acuzațiile DNA. Roberto Ababe a recunoscut că a încercat să intervină la colegii din conducerea poliției Capitalei, însă a explicat că nu o făcea pentru ca denunțătorilor să le fie închis dosarul de evaziune, ci pentru a le fi restituite acte ridicate la percheziții. El a susținut că presupus amită de 13.000 de euro ar fi fost bani pe care i-a luat cu un prumun de la cei doi administratori de restaurant. I s-a oferit o sumă de bani pe care dânsul a considerat-o că o să o restituie într-o perioadă foarte scurtă, una pentru un împrumut ce are și cealaltă din resurse proprii. Roberto Ababei a fost director general adjunct al Poliției Capitalei din februarie 2013. Anterior a fost șeful Poliției Sectorului 2. Ababei a fost eliberat joi din funcția de adjunct al Poliției Capitalei ca urmare a reținerii de către procurorii DNA. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.